Mare premieră în seara asta, Scarabee, vine la Pro TV. Pregătiți-vă de râs! Aceasta este o comedie pe care nu vrei să o ratezi. Este plină de momente hilare și situații neașteptate care te vor face să râzi cu lacrimi. Pro TV are un nou serial de comedie, se numește Scarabee. Acest serial promite să aducă o doză mare de umor în casele voastre. Este perfect pentru toți cei care iubesc comediile de calitate și vor să se relaxeze după o zi lungă. Și are premiera în seara asta. Nu uitați să vă setați alarmele pentru ora 9:30 PM. Este momentul perfect pentru a vă aduna cu familia și prietenii și a vă bucura de o seară plină de râsete. Fii pe fază la 9:30 pentru o seară plină de distracție. Pregătiți popcornul și băuturile și pregătiți-vă să râdeți împreună cu cei dragi. Scarabee este serialul care va aduce zâmbete pe fețele tuturor. Nu o să vrei să ratezi asta. Este un eveniment de televiziune pe care toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare. Asigură-te că ești pregătit pentru o seară de neuitat. Serialul prezintă viața într-un bloc de apartamente. Vei vedea cum locatarii interacționează și cum se descurcă cu diversele provocări ale vieții de zi cu zi. E plin de personaje trăsnite. Fiecare personaj are propria sa personalitate unică și aduce ceva special în serial. Vei râde de fiecare dată când îi vei vedea pe ecran, care intră în tot felul de situații nebunești. De la certuri amuzante între vecini, la situații absurde și comice, Scarabee are tot ce-ți trebuie pentru a te face să râzi. Scarabee e serialul perfect de urmărit după o zi lungă. Este modul ideal de a te relaxa și de a te destinde. Te va ajuta să uiți de toate grijile și să te bucuri de momente de pură veselie. Serialul e plin de suflet. Pe lângă umorul său, Scarabee are și momente emoționante care te vor atinge la inimă. Este o combinație perfectă de râsete și sentimente calde și e și foarte, foarte amuzant. Fiecare episod este plin de glume și situații comice care te vor face să râzi în hohote. Scenariștii au făcut o treabă excelentă. Au creat povești captivante și dialoguri amuzante care te vor ține lipit de ecran. Au creat personaje simpatice și amuzante în același timp. Fiecare personaj are ceva special care te va face să te îndrăgostești de el. Așa că, ce mai aștepți? Programează-ți DVR-ul, spune-le și prietenilor. Nu rata această ocazie de a te bucura de un nou serial de comedie care promite să fie un hit. Pregătește-te pentru o seară de râsete cu Scarabee. Adună-ți prietenii, pregătește gustările și bucură-te de o seară plină de distracție și voie bună. Scarabee te așteaptă! Faceți cunoștință cu vecinele, Vlaga și Tabita. Fiecare bloc are bârfitoarele lui, iar în Scarabee, acelea sunt Vlaga și Tabita. Știu tot despre toată lumea. Vlaga e casnică, îi place să facă prăjituri și îi mai place și să bârfească. Are mereu cele mai noi informații despre ce se întâmplă în bloc. Tabita e profesoară pensionară, nu mai aude prea bine, dar asta nu oprește să fie în mijlocul dramei. Împreună, Vlaga și Tabita sunt o forță de neoprit. Sunt mereu cu ochii în patru, mereu cu urechile ciulite și mereu gata să împărtășească o bârfă picantă. Duetul de fițe Claudia și Gabriela. Claudia și Gabriela sunt definiția eleganței. Locuiesc la ultimul etaj și se cred mai bune decât toți ceilalți. Claudia e o femeie de afaceri de succes. E mereu îmbrăcată la 4AC. Are o geantă de firmă diferită pentru fiecare zi din săptămână. Gabriela e o femeie din înalta societate. Își petrece zilele la cumpărături și la manicură. Își face mereu griji ce cred ceilalți despre ea. Claudia și Gabriela intră mereu în situații amuzante, mai ales când lumea lor perfectă se ciocnește de realitatea vieții din Scarabee. Iubire și râsete, Cristina și Dan. Cristina și Dan sunt cuplul tânăr din bloc. Sunt îndrăgostiți nebunește și abia își încep viața împreună. Dar asta nu înseamnă că relația lor e mereu ușoară. Cristina e o romantică, visează la o nuntă de poveste și o casă plină de copii. Dan e mai pragmatic, e fericit doar să fie cu Cristina, chiar dacă asta înseamnă să locuiască într-un apartament mic. Personalitățile lor diferite duc adesea la neînțelegeri amuzante, dar la sfârșitul zilei se susțin mereu unul pe celălalt. Meșterul de la Doi Pași, faceți cunoștință cu Șerban. Fiecare bloc are nevoie de un meșter priceput, iar în Scarabee, acela e Șerban.
e mereu gata să dea o mână de ajutor. Sau cel puțin încearcă. Șerban are intenții bune, dar nu e cea mai ascuțită secure din magazie. Adesea creează mai multe probleme decât rezolvă, spre amuzamentul celorlalți locatari. Dar chiar dacă e un pic cam neîndemânatic, Șerban e un personaj simpatic. E mereu dispus să ajute și are o inimă de aur. Momente de râs cu gura până la urechi, așteaptă-te la neașteptat. Scara B e plină de momente amuzante. Nu știi niciodată ce se va întâmpla în continuare. Într-un minut, râzi de ultima bârfă a Vlagei. În următorul, îl vezi pe Șerban cum inundă din greșeală holul. Serialul e o combinație efectă de comedie slapstick și replici spirituale. Scenariștii au făcut o treabă fantastică în a crea situații amuzante și ușor de înțeles. Dar Scara B nu e doar despre rețete, e și despre personaje. O să ajungi să ții cu ele, chiar și atunci când fac cele mai mari gafe. În spatele camerelor de filmat, secrete de pe platourile de filmare. Aici magia prinde viață, iar fiecare detaliu contează. Scara B nu ar fi la fel fără distribuția sa uimitoare. Fiecare actor aduce ceva unic în poveste. Actorii au o chimie incredibilă. Această conexiune se vede nu doar pe ecran, ci și în spatele camerelor. Își aduc personajele la viață cu atâta energie și umor. Fiecare scenă este o explozie de creativitate și talent. În pauzele de filmare, pe platourile de filmare, e mereu veselie. Râsetele și glumele sunt la ordinea zilei. Actorii își fac mereu farse unii altora. Aceste momente de relaxare contribuie la atmosfera de familie. Iar echipa de filmare e la fel de distractivă ca și distribuția. Fiecare membru al echipei aduce un plus de energie și entuziasm. Toți cei implicați în serial sunt pasionați să-l facă extraordinar. De la regizori la tehnicieni, fiecare își dă silința. Iar pasiunea lor se vede în fiecare episod. Fiecare cadru este rezultatul muncii și dedicării lor. Scenografii au făcut și ei o treabă extraordinară. Fiecare detaliu al decorului este atent gândit și realizat. Au creat un decor realist și familiar, care pare un bloc adevărat. Acest lucru ajută la imersiunea telespectatorilor în poveste. Fiecare obiect de recuzită, fiecare piesă de decor contribuie la autenticitatea serialului. Este o muncă de echipă care se vede în fiecare detaliu. În spatele fiecărui episod există o echipă unită și dedicată. Aceasta este adevărata magie a platourilor de filmare. Un serial pentru